Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o avertizare cod portocaliu de vânt puternic pentru jumătatea estică a județului Suceava. Avertizarea este valabilă marți între orele 11 și 20. În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală în general cuprinse între 80 și 100 de km la oră și vijelii. Reamintim că până la ora 23, întreg județul Suceava este sub avertizare cod galben de vânt și vijelii.